fost minunat. Minunat. Mergeți la Arad. Nu, merge la Bacău. Ba nu, la Arad. Vreau să spun că îl iubesc pe Horea. Horea Brenciu, tipic. Am făcut bătături în palmă de la atât aplaudat. Deci a fost extraordinar, de necrezut. În fană, da, și ne vedem pe Facebook în fiecare dimineață. Să vii mai des. Ieftin biletul, totuși. Așa-mi spune inima. Minunat! Te iubim, Horia! Să cânte numai Horia Brenciu! Am ajuns, mă, în România? Suntem în România? Within the new, I'm coming today. Se mă duc la Bălăceancă. De ce? Uitați un bătrân ca mine. Mami, trece acum la super mama, fii atent, ține tu telefonul, du-te și ține telefonul tu, deși de celul mami, fii atent ce înseamnă experiența. Un mesaj din partea lui mama. Te ador. It's up to you, noi l-am învățat să cânte. Voi le știți pe toate. Eu le știu pe toate. Trebuie să spunem că Horia le știe pe toate. Operator, mă filmez singur. Adevăratul regizor al acestui turneu. Maxim. Vrem să verific. Promit că nu o să mai... Diafragma. E ok. Mulțumesc. A fost, bineînțeles, Horia Brenciu. Mâine avem întâlnire cu dragul Olteanu Matei. Care sunt Piatra Neamț, neapărat trebuie să o văd, mi-e dor de ea. N-am ajuns tot de mult. Ce faci, frumosule? Bine, am venit la tine să te sărut și să-ți spun că mi-era dor de tine și tata îți transmite toate cele bune. Dragul meu, vreau să spun că tu nu mai îmbătrânești. Te-ai mai rotunjit un pic față de cum te știu eu. Dar să nu-ți fie de ochi. M-am lăsat barbă și a rotunjit fața. Cred că Harry e foarte încântat de tine. Ideea este următoarea că... Nu, că noi eram în amor cu tata. Nu, noi jucam într-o piesă pe care o scrisese Petrică Sălcudeanu. Și toate astea se întâmplă unde? La Brașov. La Brașov. Tu faci un lucru și sper să te ajute Dumnezeu să le pleacă și lor. Sper ca intuiția ta vis-a-vis de un colaj sau intuiția ta vis-a-vis de o poantă din spectacol să placă. If I had to live my life, piesa asta e cunoscută. N-ai mai văzut niciun nebun să pe jos pe scenă așa. Nu-i nimic, vezi chiar acum. Și iată sala așa amintit și toată lumea cânt acum.
Am zis că fost la concert. Da, am fost la concert. Cum a fost concert? A fost extraordinar. Extraordinar și mai ales că cu această ocazie mi-am adus aminte pe cine moștenim, pe mama ta, care a fost mis la romanțe orașul Stalin, pe mătușa ta, pe sora mea Maria, care a fost Miss România când era la școală, tata care la 50 de ani a dat și a dat examen de cântăreț la Cluj, de unde moștenim sufletul, inima și tot ceea ce e frumos pe lumea asta. De obicei ajungeam, ne cazam. Craiova aici! Deva! București? Deva! Deva! Cu gravidele de la Pitești când au venit pe scenă. Așa. Hai să ridicem mâna toate gravidele din sală, vă rog. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte. Cine? Eu am avut impresia că Horia Brânciu are public majoritar de gravide. Am văzut acolo... Nu! Gravide pe scenă. Îți dai seama? Și cu noi 20. Și cu noi 28. Young man, there's no need to feel down. I said, young man, we're no sugar, no doubt. I said, young man, if you feel your doubt, there's no need to be unhappy. Young man. A fost pentru prima dată când 21 de spectacole au mers cu o schiță de playlist, cu o schiță de cântece. Oriunde am fost, a venit publicul nostru, au venit oameni ok. Au venit oameni care au vrut să se distreze, au vrut să se simtă bine, să asculte niște piese, să-l vadă pe Horia, poate să ne vadă și pe noi. I'd like to eat a small banana. O oră înainte mă duceam la magazine, căutam banane, uneori nu găseam. La un dat confund microfonul cu banana și încep să gând la banana. Începea lumea să râdă. E senzațional cum un simplu gest pe scenă te poate face bucuros. Era un moment tare plăcut. Atunci, în sfârșit, primeam și noi de mâncare. Niciodată trei purceluși. Unul chema Mihai. Toată lumea credea că e regizată. Și altul Răzvan. Răzvan și-a făcut un ciocan și a început să facă bam, bam. Copilul a venit pregătit. Și muri de foame. Sfârșit. Ne-am făcut o ședință cu toți, cu toți cei din echipa mea, de la Vocea României, și ne-am zis cine vrea să vină în turneu. Și au început să își încercuiască orașele. Ta, atunci când spune da, orice nor parcă dispare. So darling, save the last dance for me. I said rolling on the river. Without flames, walking the bar. We cry things like love and found things never done to now. Thinking about the things we used to do. And Mama laughed down in old Moulin Rouge. Strutting a stamp on the street. Check, 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 check. She said hello, hello. You're not gonna go. Kitchy, kitchy, ya, ya, ta, ta. Oh, yeah. Kitchy, kitchy, ya, ya, yeah. Ah, ta, 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 ta. Coffee, chocolate, yeah, yeah, oh yeah. Pray a lady mama lie.
fiecare dintre noi și-a dat seama că ce poante merg, ce mișcări merg mai bine pe scenă. Practic, publicul a fost cel care ne-a șlefuit. A fost momente când chiar mi-a dat lacrimi. Stella, că face show și poate să ridice o sală în picioare, e un om de nota 10. Din sala de la Chișinău mă aduc aminte pentru că seamănă cu sala națională din Cuba. Fiind și prima dată acolo cu Horea, neștiind care va fi reacția publicului, muream de frică. Lady. Pe bune. This is a live show. Go. Bine ați venit la Chișinău și noi vă mai așteptăm și vă rugăm să serviți din pâinea noastră. Asta e sare, da? Sigur. Ultimul venit a servit puțin sau mult? Deloc? Nesuferitul. Nu muzica, nu vremea, nu mujeres m-a făcut să rămân în România. Acest produs este vinovat de prezența mea aici. Din cauza asta nu m-am întors la Fidel Castro. Acest produs, Smântana, este simbolul României. A trebuit să-l suportăm și noi pe Horea. Și din nou la concert. Bineînțeles, toate ăstea n-ar fi fost posibile dacă tata nu s-ar fi gândit să aibă un moștenitor. Simt că abia începe cariera mea, nu știu, parcă până acum m-am jucat. Astăzi este soare afară, iar îmi vă doară, face spune inima. S-au întâmplat mai puține greșeli decât mă așteptam. Dacă ar fi să o facem din nou, nu aș mai înjura atât de mult. Eu am înjurat în continuu. La următorul turneu, neapărat să avem două maseze. Mi-a duc aminte că Bert... Tot Bert ne-a pus să facem o chestie. Cine dracu' e Bert? Chestia e că ne-a ieșit. Ne-a ieșit și de asta sunt fericit. Cu ocazia acestui turneu, parcă am în mintea mea mult mai clar ce înseamnă România, ce înseamnă oameni, ce înseamnă români, ce înseamnă scenă. Când ești cu mine și mă simt bine. Super, 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 super. Și mai vrem? Remi Horia! Superb a fost, superb! Bestial, bestial! Foarte bine! Extraordinar! Super, super, super! Veni și la București, clar! Piesa e gata! Trag oblonul! Ei, ce ploaie afară!
Dacă v-au plăcut bufonii, mai poftiți și mâine seară.